Orașul flamand Kortrijk este situat la mai puțin de 100 de kilometri de Bruxelles și la doar 9 kilometri de granița cu Franța. Timp de 3 zile a fost o adevărată capitală a regiunii. Artiști înaltă ținută, specialiști, jurnaliști, organizatori de spectacole au participat la unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de circ contemporan din Europa. We are with three circus festivals in the Flanders, who gets many subventions. And yes, it's very important, I think, yes, also for artists, for professionals who come to taste the shows. We are also in the Circo Strada network with all the circus festivals and directors of Europe. Umorologia a început la mijlocul anilor 80 ca un festival de umor. Treptat a devenit un simbol pentru comunitatea locală, dar și pentru comunitatea internațională a circului contemporan. This festival was a kind of two dimensions. First, putting on this village on the map, on the cultural map of the country, but also also investing in and working together with local people. And we have more than, I think, 150-200 people working in their free time for this festival. And this festival is really kind of a prestige place. It's kind of a symbol for this local community. În corturi, în aer liber sau în săl de teatru, în orașul Kortrijk și în suburbia Marchese se celebrează arta în formă pură, dar și purul divertisment. For me, the best show is a company 111, a French company, a very, very interesting artistic director, Aurélien Bory. I don't even know if it's a circus or performing arts or theater or dance. I don't know, but it's an amazing good show. But then he has also Los Galindos, and that's a Spanish circus in a very little tent, a yurt, and that's very poetic. Then we have La Putica, that's a huge circus from Czechia. Umorologia este inclus în Unpack the Arts, un proiect prin care jurnaliștii culturali pot participa ca rezidenți la 10 dintre cele mai importante festivaluri de circ contemporan din Europa.